Aș începe această prezentare cu o întrebare în sală, că văd foarte mulți rezidenți și tineri specialiști. Câți dintre voi faceți adenomectomii deschise? Haideți, ridicați mâna. Eu n-am făcut niciuna. Câți faceți? Câte ai văzut? Niciuna. Tot din cauza mâinii de care a spus doctorul Crișan. O să vă prezint un caz clinic, un pacient în vârstă de 66 de ani cu insuficiență cu o patologie asociată, o insuficiență ventriculară stângă, BPOC, dislipidemie mixtă, atraumatoz, un pacient cu obezitate, 120 de kilograme. Ce prezintă în 2015 un episod de retenție acută de urină sub tratament combinat. Îi se suprimă sonda la 3 săptămâni, pacientul fiind în momentul de față, în momentul când a venit la noi, sub tratament cu Duodart, Sortis și Aspenter 75 de miligrame. Se prezintă în noiembrie în cabinetul nostru cu dificultăți la micțiune, jet urinar slab, tipic, le întâlniți la majoritatea pacienților voștri, nocturie, ocazional incontinență prin imperiozitate, un PSA de 2, la tușeu rectal o prostată voluminoasă, fără modificări suspecte, un IPSS de 28 și o calitate a vieții slabă. La ecografia transrectală, o prostată de 5 pe 4 pe 6, 80 de mililitri, o prostată măricică, spun eu, un Q-max de 4,6 la un rezidu post-micțional de 70 de mililitri. Ce facem cu acest pacient mai departe? În Europa, în 2012, se număra undeva la 360.000 de proceduri pentru dezobstrucția, pentru hiperplazia benignă de prostată, fiind a 19-a cea mai frecventă operație la bărbat, iar ea ocupând al doilea loc în operațiile din urologie. Scopul tratamentului, să înlăturăm obstrucția, să îmbunătățim micțiunea și, cel mai important, satisfacția pacientului pe termen lung. Ce spun ghidurile? Avem o prostată de 80 de mililitri, 80 de grame, variantele terapeutice, prostatectomie, adenomectomie, rezecție de prostată bipolar sau monopolar și variantele de vaporizare laser. Având în vedere că pacientul este sub tratament anticoagulant, am optat pentru varianta de vaporizare laser. Tuliumul este în tabloul lui Mendeleev la poziția 69, a fost descoperit de către Per Theodor Kleve, un chimist suedez și biolog, ce a denumit acest element chimic după o regiune, mai probabil din Scandinavia. Tulium laser, care sunt caracteristicile? O lungime de undă de 2010 nanometri, o putere între 5 până la 200 de wați, flux continuu și cu o penetrabilitate în țesut de 0,2 mm. Comparativ cu celelalte lasere, are cea mai mică penetrabilitate în țesut, ducând la o rezecție precisă cu o minimă lezare termică a țesutului din jur și cu multiple aplicări în... Nu-mi iese în capsulă așa de iute și nu distrug sfincterul. Exact. Și e foarte important. O serie de prescurtări au apărut apărând această tehnică, vaporizarea prostatei TUVAP, vaporezecție TUVARP, vapoenucleerea prostatei TUVEP sau enucleerea endoscopică cu ajutorul laserului Tulium, TULEP-ul. După cum am spus, la 100 de wați se practică enucleerea, vaporizarea la 200 de wați și vaporezecția la 150 de wați. Cu aplicabilitate, cum ați văzut și la colegul meu, la doctorul Boc, atât pe tumorile vezicale se pot practica rezecții în bloc a tumorilor vezicale, cât și pentru stricturi de uretră și, după cum am spus, în tratamentul BPH. Aparatul de care dispunem noi, un Cyber TM de la Quantana, ce are o putere de vaporizare de aproape 2 grame pe minut. Ce spun ghidurile? Tulium
Enucleratulium poate fi folosit ca și alternativă la turpeul clasic, cu rezultate bune în luț moderat până la sever. Se poate folosi tulium ca și vapo-enucleere, dar și vaporizare cu o bună hemostază, atât mai mult și la pacienții sub tratament anticoagulant și antiagregant plachetar, ducând la un timp de spitalizare mai scurt și un tip de purtare a cateterului de doar o zi, maxim două. Cazul nostru, poziția este poziția standard a chirurgului între picioarele pacientului, poziție de litotimie joasă, iar display-ul este în fața pacientului sau la dreapta. În dreapta pacientului este unitatea laser. Cartul de rezecție este unul special adaptat la fibra laser. Mai devreme a mers. Merge. Mulțumesc. Se începe cu marcarea... Okay. Se începe cu marcarea zonei deasupra verului montanum. După cum vedeți, practic o zonă de siguranță pe care urmează să o urmăm, practic demarcăm zona respectivă. E zona, pe aici nu se trece, sau de aici acolo nu se mai trece, da? Exact. Până acolo. Dincolo e mănășturul, haide. Ei nu știu ce e mănășturul. Îi invităm. După cum vedeți, sunt mișcări de lateralitate ale ansei de vaporizare. În momentul de față se folosește putere de 200 de W, practic vaporizare, practic se creează un canal lateral la orele, ar putea spune, 7, 5 și 7. Ce vă pot spune, mai ales pentru rezidenți, turpeul, monopolar, cât și bipolar, comparativ cu această vaporizare, vaporizarea se învață mult mai rapid din două motive. Unul, principalul motiv este nu ai stresul pierderilor de sânge. La prostatele mari, care până nu de mult ne speriau, pe noi tinerii specialiști sau tinerii rezidenți, că pot sângera, în momentul de față la vaporizarea tulium sau tulium enucleere, nu mai avem acest stres. Decurge fără pierdere de sânge. Aici este un adenom mediu, dar cine să vă spun că poate fi abordat adenomul indiferent de mărimea lui cu tulium laser. Vaporizezi mult, mult, mult și te apropii de capsulă și spre final înlocuiești laserul cu ciuperca de la bipolar, finalizezi vaporizarea și cu hemostaz de calitate, adenome foarte mari, pot fi în acest mod tratate. Dar să vedem și unde suntem în literatură, referitor la lasere și la predilecție la tulium laser. Un studiu făcut la 5 ani după ce s-a practicat vapo-enucleere, un studiu pe 500 de pacienți, ulterior au terminat studiul undeva la 131 de pacienți, arată, comparând rezultatele IPSS, Quality of Life, Q-Max-ul, rezidu postmixial, PSA-ul și volum prostatic, arată o îmbunătățire importantă a micțiunii, o reducere a PSA-ului și o rată de reintervenții la 5 ani scăzută după vapo-enucleere tulium. Un studiu efectuat, o meta-analiză făcută din literatură, ce compară vaporezecția tulium cu turpeul bipolar între 2015-2016, undeva la 500 de pacienți, nu arată diferențe semnificative între cele două tehnici, doar că vaporizarea tulium are mai bune rezultate pe pierdere de sânge minime și un timp de spitalizare mai scurt și un timp de cateterizare mai scurt. Lucru important, pacientul se reintegrează socioprofesional la practic și poate începe lucru a doua zi după intervenția chirurgicală. Cum a spus domn profesor, după primele intervenții chirurgicale, 20 la număr 30, am combinat cele două tehnici,
cea de tulium vaporizare cu cea de turpe bipolar, pentru a avea un control mai bun al hemostazei, dar și pentru o viteză mai bună a intervențiilor pe adenomele mari. Viteza mea de tulium și finisajul lojei prostatice o fac foarte bine cu bipolarul. De la tulium rezultă niște sfaceluri negre, urâte și ca și culoare nu-mi place. Și prefer să le dau jos, acele sfaceluri, și să finalizez cu bipolarul. Anevoasă ca și timp, dar pacientul iese din sală cu același puls, cu același tensiune cu care a intrat. Recursul adenomele mari uneori durează chiar și o oră jumătate, poate și două ore, dacă adenome foarte mare. Facem și enucleere, și pentru morselare, pentru încă mi este frică de ce se poate întâmpla cu morselatorul și știi prea bine, le ducem segmentele nucleate în colul vezical, le lăsăm fixate de colul vezical, de mucoasa vezicii urinare, și le vaporizăm în continuare. Le rezecăm tot cu laserul. Cistectomie de salvare după... Exact. Am banii puși deoparte, la privat lucrăm cu el, pentru morselator, dar nu mă îndur să-i cheltui pentru cât aud de la morselare, nu știu. Folosești pirania? Da. Tot la, țin să precizez, nu de curând am fost la cursul acesta de masterclass-ul de lasere și s-a discutat chiar problema aceasta a morselatoarelor. Cei cu experiență spun că dacă menții un glob vezical la un nivel mare, riscul scade, dar acum clar că au întâlnit cazuri în care se prinde vezica. Foarte greu vezi, în momentul când se pornește morselarea, vezi dacă este țesut prostatic sau este vezică. Ce incident ai avut cu pirania? Ce incident ai avut tu cu pirania? Da.
la cursul de masterclass de lastre ce s-a desfășurat la Barcelona, la care am participat, au fost câteva slide-uri prezentate și de doctorul Gomez Sanchez din Madrid, cu o experiență mare în nuclear laser. Dânsul efectuează undeva la 4-5 intervenții într-o zi, de la 4 la 10 seara, deci domnul profesor tot după amiaza în cabinetul privat. Ca și noi toți, am asta în privat. Cu o intervenție de o oră, cu externarea pacientului la, 5, la o zi, cu un risc de retenție de 5%. Tot domnul Sanchez a prezentat modul de... Poftim? Externarea. Dar la 48? La 48, da. Dar la o zi, mie mi se pare prea mult. Nu, de tăi așa, concept de frumos, de tăi sărbi, da. Dar... O zi, cu hotelul și cu pasarela, nimită testată. Trecem la partea de învățare a enucleerul laser sau a vaporizorul laser. Clar că se procedează la fel ca și în restul procedurilor chirurgicale urologice. Vezi multe intervenții chirurgicale, vezi filme, mergi și fă câteva intervenții chirurgicale alături de un chirurg experimentat și apoi reevaluează-te după 20-30 de proceduri, tot în aceeași clinică unde ai învățat.